Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, prin harul Domnului suntem împreună din nou în casa Domnului din Nădlac și doresc binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. E adevărat, familia Nechitoaia, fratele Marius și sora Betca, aduc înaintea Domnului cel de-a patra odraslă cu dorința ca Domnul să lase binecuvântare peste ea. Și noi dorim, frați și surori, și noi cu toții, plecând de aici, să plecăm niște oameni binecuvântați de Domnul, nu-i așa? Dumnezeu are binecuvântări pentru toți. Nimeni nu este exclus de a fi binecuvântat de Domnul decât cei care se trag de sub binecuvântarea Domnului și efectiv n-o doresc. Dacă ne amintim bine, unul din copiii patriarhilor a venit odată la el, pentru că fratele lui a fost cu vicleșug și i-a luat binecuvântarea, a venit plângând și a spus: tată, nu mai ai nicio binecuvântare pentru mine? Și tatăl a zis: nu, i-am dat tot la Iacob. Oamenii, vreau să vă spun că binecuvântările lui, lor sunt epuizabile, se termină. Binecuvântarea Domnului este veșnică și ține pentru veșnicie, slăvit să fie Domnul. Și mai un lucru, ce binecuvântează Domnul, rămâne binecuvântat, lăudat să fie numele Domnului. Frați și surori, am promis fratelui Marius că voi veni la binecuvântare în momentele când ei aveau niște temeri cu privire la noua sarcină a sorei și erau așa și Dumnezeu i-a îmbărbătat și eu am spus: stați liniștiți că prin harul Domnului voi veni la binecuvântare și la bucuria voastră și iată-ne, astăzi suntem aici. Dorim ca Domnul să ne vorbească în această zi. Să știți, eu n-am o predică pregătită de acasă, mi-am făcut niște notițe aici, niște puncte care n-aș vrea să le uit. Dar ceea ce vrea Domnul să lucreze nu trece nimeni, pentru că El e suveran în cer și pe pământ, mărit să fie Domnul. M-am gândit așa, frați și surori, ce minunată e Dumnezeu. Pentru că în viața mea și în familia mea Domnul a lăsat mai multe binecuvântări. Și la examenul care l-am dat ca slujitor, mi-a căzut ca slujbă binecuvântare de copii. Și acum zic: Doamne, eu practic cam știu ce înseamnă, dar teoretic ăștia vor să-i pănez acolo cu neologisme, cu lucruri, și m-a rugat Domnului. Și am scris acolo vreo două pagini și la urmă examinatorul a citit-o de vreo două ori și a venit la mine și a zis: 10 cu felicitări. Uitați-vă că dacă ești un practicant al cuvântului Dumnezeu, nu-i greu să fii și teoretician. E mai greu când ești numai cu teoria și practica nu-i la locul ei, nu-i așa? La noi era un frate care avea mai mulți copii și tare era tulburat când la binecuvântările de copii punea pe un frate care avea numai un singur copil. Și era totdeauna necăjit și spunea: dar ce să mă învețe pe mine ăsta? Ce știe ăsta? Dar la fratele atât ai dăduse Domnul. Atenție, atât ai dăduse Domnul. Vreau să vă spun că e foarte importantă binecuvântarea și vreau să vorbesc în seara aceasta și pentru tineri, și pentru vârstnici, și pentru cei cu perii cărunți. Nu sunt eu în măsură să-i învăț pe ei, dar Duhul Domnului poate să învețe, mărit să fie Domnul. Este adevărat că întotdeauna poate tinerii și-au pus întrebarea: m-a dus tata și mama pe brațe la binecuvântare, oare are vreun efect de folos? În biserica la noi la Izvin a fost un tânăr din undeva din zona Craiovei, în care tânărul respectiv mărturisea și spunea cum Dumnezeu l-a protejat din pricina binecuvântării pe care a primit-o când era copilaș micuț, ca și micuțul Marius Emanuel. A fost binecuvântat și a fost dus la binecuvântare și a fost ocrotit de Domnul cu mâna lui. Credeți lucrul acesta? Am să vă relatez întâmplarea pe scurt. Tânărul acesta spunea că s-a întors la Domnul, era un tânăr emancipat, era cu școală, era un băiat simpatic, înalt, frumos, dar și pocăit. Și tânărul acesta, întotdeauna se întâmplă așa, majoritatea cazurilor, copiii Domnului care sunt ai Domnului și Domnul are ceva cu ei, sunt curtați de cei din afară. O filisteancă de acolo, din jur, din vecin, a pus ochii pe el și s-a îndrăgostit foarte tare de el și era o fată simpatică, frumoasă, cu școală, dar nepocăită. Și i-a propus și a zis: uite, eu vreau să mă căsătoresc cu tine, atâta mi-ești de drag și ție nu ți-e drag de mine. Și el a recunoscut, ba da și mie, dar între noi doi este o prăpastie, un zid, noi nu putem trece de la unul la altul.
Eu nu pot să renunț la binecuvântarea Domnului pentru tine. Și a spus ea, ok, nicio problemă, să știți că la astfel de cazuri, diavolul e foarte maleabil. Atenție, și tineri, și tinere. Păi zice, mă pocăiesc. Vin la voi, mă botez în apă, fac tot ce trebuie și gata, în regulă, suntem legal. Și a zis, pentru mine să nu te pocăiești. Tu dacă vrei să te pocăiești, să fii mântuită, să ai viața veșnică, pocăiește-te, dar pentru mine nu, că n-are niciun sens, n-are niciun rost, e egal cu zero. Și fata foarte mâhnită, învinsă, s-a dus la părinții ei și a cerut soluții și a spus, tate și mami, eu nu pot, trebuie neapărat băiatul ăsta să fie al meu. Părinții au dat sfoară în țară, pe la Rudenii, pe la Neamuri, s-au interesat în stânga și în dreapta și au aflat că undeva în zona lor, acolo aproape, era o vrăjitoare foarte iscusită care putea să lege și să deslege, nu numai cum scrie prin ziare, că sunt foarte multe care leagă și desleagă. Eu n-am treabă cu ele, eu nu mi-e frică nici de legat, nici de deslegat, pentru că pe noi Dumnezeu ne-a făcut liberi, mărit să fie numele Domnului. Asupra noastră n-are putere, frați și surori, să nu vă temeți de astfel de lucruri, dar oamenii recur la astfel de lucruri și s-au dus și au spus, au vorbit la telefon cu persoana respectivă, zice, adă-mi un obiect personal de-a lui și ți-l fac de umblă în patru labe după tine. Și fiind vecini acolo, au trecut gardul noapte, au luat o cămașă de-a tânărului, au împachetat-o frumos, o cămașă albă, care îi plăcea lui să umble îmbrăcat cu ea, au luat-o, împachetat-o, s-au dus cu darurile de bunăvoie la vrăjitoare respectivă și au ajuns acolo și au spus, uite, asta e problema, rezolvă-ne treaba. Și ea a intrat în camera ei obscură acolo să facă ce avea ritualul ei care îl avea. Și așteptau nerăbdători să iasă afară, să-i dea înapoi cămașa, să o îmbrace tânărul și să facă ceea ce le-au promis. Dar spre surprinderea lor, spunea că femeia aceasta a ieșit afară cu cămașa în brață tremurând și mai albă decât cămașa și a spus, de ce nu mi-a spus un lucru? Și a zis, ce să spunem? Tânărul acesta a fost dus la binecuvântare și eu n-am ce să-i fac, că n-am putere asupra lui. Ați auzit? Dumnezeu este suveran, mărit să fie Domnul. Durile infernului, planurile celui rău n-au putere asupra ta, știi cât timp, cât rămâi sub binecuvântarea Domnului, cât rămâi sub binecuvântarea părinților. Am avut o discuție odată cu niște frați slujitori care obligau și forțau nota într-o familie să se facă o căsătorie. Și Domnul nu era de acord, părinții nu erau de acord și atunci am întrebat, zic, mă, ia spuneți-mi voi mie, dacă Domnul nu-i de acord cu căsătoria aceasta și părinții nu sunt de acord, fără binecuvântare Domnului și a părinților, aveți voi binecuvântări personale să le dați? La care ei s-au uitat unul la altul și au zis că nu. Și atunci de ce încurcați lucrările Domnului? Frați și surori, am dorit din toată inima, tineri și bătrâni, mari și mici, să ne lăsăm la îndemâna Domnului și să rămânem sub binecuvântarea Domnului. Știți de ce? E foarte important la finalul alergării noastre, despre care am cântat în seara aceasta, pe care ne dăjduim spre țelul acesta, că vom ajunge acolo, să auzim cuvântul, veniți binecuvântații Tatălui meu, nu-i așa? Binecuvântarea Domnului să rămână peste noi până la capăt și în felul acesta să auzim acea voce minunată și să ne întâlnim cu El, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să intru în cuvântul Domnului din seara aceasta, cel mai înțelept om de pe pământ, care Dumnezeu le-a înzestrat cu înțelepciune, împăratul Solomon. În această cântare a treptelor, în această seară, vrea să ne învețe niște lucruri și vreau să vă spun că le-a învățat și din experiența lui personală. O lucra foarte mulți pentru el. Omul acesta avea la îndemână foarte multe slugi, foarte mulți supuși, foarte mulți subalterni care stăteau la dispoziție și i-au zidit și case, i-au zidit și templu, i-au zidit și case pentru oamenii lui mai de seamă, pentru împărătesele lui, dar au fost foarte dezamăgiți și dacă citiți cartea Eclesiastului, la bătrânețe omul acesta trage niște concluzii și spune goană după vânt, lucruri care au scăpat printre degete și nu au putut să se bucure cu ele. E adevărat că la bătrânețe devenim mai meditativi, așa mai cu minți, nu? Tinerețe exuberantă, oamenii se simt așa de puternici, se simt de neînvinși și aleargă încolo și încoace și așa de frumos spunea un poet creștin și imortaliza niște versuri pe care spunea despre lucrul acesta și spunea așa,
rețin doar o strofă. Ce școală înaltă e bătrânețea, e cea din urmă facultate. În ea înveți nu cum să adună, ci cum le lași în urmă toate. Nu-i așa? Adunăm toată viața, ne zbatem, vrem să facem o carieră, vrem să facem lucrări, vrem să fim niște oameni care să investim în viitorul copiilor noștri și a familiilor noastre și foarte bine. Dar ne uităm așa și tragem o linie și vedem că atâta muncă, atâta trudă, știți cu ce rămânem? Știți ce vom duce în cer? Nici case, nici mașini, nici diplome, nici legitimații de păstori, de prezbiteri, nu vom duce în cer, că acolo să intre fără lucrurile acestea. Știi cu ce vom ajunge acolo? Cu copiii, cu familia care ne-a dat-o Dumnezeu și Domnul să binecuvânteze toate familiile de aici. În această seară vrem să vorbim despre familie și spunea înțeleptul Solomon, dacă nu zidește Domnul o casă, dacă nu zidește Domnul, toți de aici, dacă nu aveți o casă care a zidit-o cu mâinile dumneavoastră, măcar ați participat, sau știți etapele de construire a unei case. Să știți că aici nu este vorba despre o casă din aceasta zidită din cărămizi sau bolțari sau din lemn sau alte materiale de construcție care au apărut mai nou. Aici este vorba despre familie. În Israel, termenul de casă era folosit ca la familie, familia lui, casa lui Aron, casa lui Iacob, casa lui Israel, și vorbea Dumnezeu și adresa în felul acesta. Și spune despre niște moașe ale Egiptului care s-au temut de Dumnezeu, că Dumnezeu le-a făcut case. Era o meserie prosperă, eu nu cred că el a avut nevoie de o finanțare, nu a avut nevoie ca Dumnezeu să le pună ceva la dispoziție, dar problema lor era că nu aveau familii și Dumnezeu le-a dat familii pentru că s-au temut de Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Ca să o casă să rămână și să rămână pe temelie și prima dată trebuie făcut un proiect, nu-i așa? La o casă trebuie făcut un proiect. Rar pe vremuri să construia așa hotic, nu era. Acum prima dată vine un control, te întreabă, ai proiect? Vreau să vă spun, pentru casa domnicească pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru fiecare din noi, proiectul este la Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Dacă respecti proiectul și respecti toți termenii din proiect, ai toate șansele ca această casă să rămână în picioare. Prima dată se pune temelia. Temelia știți când se pune? Nu când ești cu al patrulea copil la binecuvântare. Nu în ziua nunții. E important și atunci să fii tot pe temelie, dar temelia știți când se pune? Când ești tânăr, când ești adolescent, felul cum te comporți, felul cum te raportezi la binecuvântarea Domnului și rămâi sub binecuvântare, în astfel te binecuvântează Dumnezeu. Crezi lucrul acesta? Esau spune Biblia că era vânător. El toată ziua, dacă este un Esau pe aici prin Nădlac, toată ziua umbla din cafenea în cafenea, toată ziua umbla de la o pizza la alta, toată ziua mesaje și telefoane. Era unul din ăsta așa mai libertin, un om care făcea ce vrea. Dar îi plăcea lui Iacob pentru că îi ducea din vânatul lui. Dacă cumva avem în familie vreun Esau, în seara aceasta mă rog Domnului, Domnul să aducă pocăință în viața lui. Că atenție, la urmă Esau, dacă n-asculți de Dumnezeu, vei plânge. Pentru că Dumnezeu are un principiu și spune Biblia despre el, căci Dumnezeu nu lasă să fie ce? Batjocorit. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate să discuți cu două, trei fete dintr-o dată, să le frângi inima și să, cum spunea cineva, era un tânăr undeva în străinătate la lucru și acolo tânărul respectiv, deși era tânăr, avea 20 și ceva de ani, tot timpul era obosit. Și un frate de peste 50 de ani îi spune, măi omule, dar ce-i cu tine, mă? Că tot obosit ești, tot obosit la lucru. Păi, zice, azi noaptea am stat pe Facebook cu o fată și am stat de vorbă. Cum, mă, tu? Că mai și prorocea în adunare. Tu ai stat pe Facebook? Da. Zicea, de la 11 la 1 am stat cu una. Și de la 1 la 2 am stat cu alta. Și de la 2 la 3 jumate am stat cu alta. Păi cum mă tu discuți cu trei fete dintr-o dată? La care el zice, ei, nu discut în serios, le dau vrăjeală. Auziți? Ziua le dădea prorocii în biserică și noaptea le dădea vrăjeală.
E astfel de stare, sau dacă ești într-o asemenea situație, în seara aceasta, mă rog Domnului să-ți dea un duh de pocăință. Să înțelegi că temelia unei case se pune din tinerețe și la fete la fel. La fete la fel, cât de serioasă ești. Cât de serios abordezi pocăința. Am avut o fată, poate v-am spus, nu mai știu în câte biserici am spus lucrul acesta, poate am spus la dumneavoastră, dar dacă mă repet, iertați-mă. Aveam o fată și era la studii superioare și fata aceasta a avut o lucrare, o descoperire în biserică. Atenție, până ne mai vorbește Dumnezeu, înseamnă că ne iubește, mărit să fie Domnul. Și a avut o descoperire în biserică și descoperirea suna în felul următor. Ascultă, fiică, dacă te vei urca pe muntele smereniei și vei rămânea pe el, te voi binecuvânta, de te vei mira tu și cei din jurul tău și vei spune cu gura ta, eu n-am meritat așa binecuvântări. Vreau să vă spun că descoperirea m-a pus pe gânduri. De multe ori poate trecem așa, zice, mă, au avut fata, e majoră, problema ei, nu verificați, fraților și surorilor, părinți dragi, verificați. Și când am mers acasă, am chemat-o la raport. Simona, ce-i cu tine, tată? Fata, ați văzut cum e soția și fetele, așa mergea la școală, cu batic, legat sub barbă, îmbrăcată, cuvincios, nu cu haine bărbătești, nu travestită. Așa era, așa am zis, doar ce mai cere Domnul de la ea? Câtă smerenie mai cere? La care ea începe să plângă și să spune, tată, noi acolo, pocăitele, avem o stradă și o numim strada pocăinței. Și am zis, dar ce se întâmplă acolo? Și acolo noi când ajungem, ne dăm baticurile jos, numai baticurile, ne dăm jos, că ne bajocoresc nu cei care sunt din lume, cei care sunt din oraș, care spun că sunt pocăiți. Spune, dar ce ne faceți voi de râs aici? Dar ce veniți cu niște cârpe? Dar ce veniți ca niște babe? Și le bajocorea și pentru că le bajocorea, nu au rezistat la prigoană și au dat baticurile jos și intram în școală. Și când ieșeam, le puneam înapoi. Și de aceea am pus numele la stradă, strada pocăinței. Și acum ce ai de gând? Păi, zice, știi ce am de gând, tate? Nu-l mai dau jos. Mă duc așa, în numele Domnului, că Domnul a promis că mă va binecuvânta. Slăvit să fie în numele Domnului. Vreau să vă spun că Dumnezeu întotdeauna se ține de cuvânt. Am mers după aceea cu ea, mergeam la câmp cu soția, cu fetele și era foarte cald afară. Mergeam la sapă sau la adunat fân sau cum era vara, căldurile mari. Soția și fetele mai legau baticul în spate, că e adevărat că e cald și am găsit motivația asta la multe surori. Frate, e cald și nu putem și am zis, nu, asta e problema. Nu așa e de cald, că am văzut câteodată câte un viscol de numai strece prin urechi și câte o soră abia îi fâlfie un semn din ăla minuscul deasupra capului. Nu asta e problema cu căldura. Știi care e problema? Vii rușine cu Hristos. Ți-i rușine că ești pocăită. Așa-i? Aș vrea din seara aceasta să nu-ți mai fie rușine. Aș vrea din seara aceasta să fii mândră că ai așa un stăpân și un domn, Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Lui nu i-a fost rușine pentru noi. Să fie bajocorit, să fie smulsă barba, să fie lovit, să fie huiduit de mulțime. Nu i-a fost rușine, a rămas pe cruce. Ca tu și eu să fim mântuiți, măriți să fie numele Domnului. Și fata aceasta, mergeam la câmp, cum a zis, și nevasta și fetele celelalte se mai regau în spate, ea nu în față. Și îi curgea transpirația, că și ca mine transpira abundent, așa, curgea și pe piept și baticul tot era ud. Și zicea, Simona, tati îți dă deslegare, leagă-te în spate, că nu mai poți, te sufoci. Dar ea a ridicat degetul în sus și zice, tati, muntele smereniei. Și vreau să vă spun că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și a binecuvântat-o. Are deja 4 copii sănătoși, un soț credincios și Dumnezeu dă biruință mărit să fie în numele Domnului. Dar vreau să vă spun că dacă nu punem această fundație bine, am avut de multe ori lucrări prin familie unde am fost cu probleme și acolo mi-a arătat Domnul că era o casă care stătea așa într-o râră din cauza că fundația a fost făcută pe pământ deasupra, fără să fie săpat până se dă de stâncă, fără să fie pe adevăr. Și cu planurile acestea, dacă oamenii fac lucrările acestea, vreau să vă spun, nu are cum să dăinuie casa și să fie o casă domnicească. Primul lucru și cel mai important după aceea, Dumnezeu să aprobe proiectul casei. Noi, e așa, frații care o construi știu, faci proiectul și te duci cu el să ți-l aprobe, să ți-l libereze autorizație de construcție. Și domnicește tot așa. Dacă nu ai aprobare de sus și o faci de capul tău, am fost în Suedia, și acolo frații m-au invitat la o binecuvântare și am stat de vorbă cu niște tineri și am zis, voi cum ați primit aprobare să vă căsătoriți? S-au uitat unul la altul,
Și vin foarte mulți la mine care au probleme în căsnicie și spun, frate, ai pus înaintea Domnului când te-ai căsătorit? Ai primit aprobare? Frate, zice, nu-i mai la modă. Dar cum te-ai căsătorit? Păi zice, pe internet. Pe internet? Da. Și de ce ai venit la mine? Că eu n-am internet. Păi, frate, dă-ne o soluție. Mă, băiatule, tu ai greșit adresa, zic. Eu vreau să spun ceva. Și vreau să spun tinerilor din Nădlac în seara aceasta. M-a reproșat cineva în Grecia și spunea, frate Costic, am auzit că la dumneavoastră în biserică obligați tinerii să pun înaintea Domnului. Și am zis că ai auzit greșit. E adevărat că am făcut o rânduială cu căsătoriile, cu nunțele, cu toate slujbele acestea religioase, dar am specificat la căsătorie, zic, eu am redactat rânduiala și am scris, recomandăm tinerilor în vederea căsătoriei să consulte voia Domnului. La care el zice, da ce, da frate, dar ne dai înapoi cu 50 de ani. Zic, mă băiatule, tu de unde ești? Păi zice, de la Suceava. Na, de la Suceava. Auzi, dacă tu ai spune în felul următor și ai spune părinților tăi și ai suna la Suceava, sâmbătă, seara, pe la vreo 10, așa, spui, tată și mamă, uite, eu mâine am căsătoria în Atena. Dacă vreți să veniți la mine, veniți, dacă nu e opțional, problema voastră. Dacă vreți să aveți cum să mai veniți, așa de scurt, dacă nu stați acasă. Cum s-ar simți tata și mama? Păi zice, jigniți, ofensați. Dacă noi chemăm pe Dumnezeu ca tată într-o problemă așa de importantă, nu trebuie să-L consultăm? Și am spus omului acesta care spunea că s-o căsători pe internet, zic, măi, toți oamenii mari din Scriptură și patriarhii s-au întâlnit cu nevestele lor unde? La izvor, la fântână, nu? În casa lui Dumnezeu, aici unde se cheamă numele Domnului, aici unde Domnul dă binecuvântare și viața pentru veșnicie, lăudat să fie numele Domnului. Tu în loc să te duci la izvor, tu te duci la groapa de gunoi. Că internetul e groapa de gunoi, dacă sapi acolo și scociorești, găsești tot ce vrei. Numai binecuvântări, nu. Și acum ce să fac, frate? Mă zic, ce să fac cu tine? Dacă vrei să te pocăiești, dacă vrei să pui din nou temelia, dacă vrei să facem o subzidire, dacă vrei să întărim ceea ce ai făcut tu greșit și Dumnezeu dă binecuvântare, vei rezista dacă nu n-ai cum. Poate vi se pare cumva arhaic și spune, bă, omul ăsta, unde o fi izvinul ăsta? O fi undeva la marginea pământului, nu știe de știință, nu știe că a evoluat tehnica aceasta, nu știe că tinerii toată ziua butonează, ba știu. Dar mai știu ceva, că biruința o dă Domnul pe genunchi, mărit să fie numele Domnului. Dacă Dumnezeu lasă binecuvântare de la început și proiectul este aprobat de El, apoi putem să începem să construim casa. Nu vă spun că n-or să fie necazuri, nu vă spun că n-or să fie probleme, dar așa cum scrie în pilda casei zidite pe nisip și acelei pe stâncă, ambele au fost supuse la aceleași interperii, dar important a fost că cea zidită pe stâncă a rămas în picioare, lăudat să fie Domnul. Dacă Domnul este chemat la zidirea unei case și este pus acolo în locul de cinste, casa aceasta va rămâne în picioare. Apoi, mai departe, spune cuvântul Domnului din seara aceasta, că timpul trece așa de repede, și spune, dacă nu păzește Domnul o cetate, dar revenim la proiect mai târziu puțin, în ceea ce privește paza și ocrotirea, am întâlnit oameni care dispun de bani, am întâlnit oameni care sunt patroni și au bodyguards și au fel și fel de sisteme de alarmă, și l-am întrebat pe unul, zic, da, auzi, funcționează astea? Foarte bine, frate. Și nu se poate, și o vrabie dacă se izbește în geam, pornește, sună telefonul, sună calculatorul, se întâmplă foarte multe lucruri și spus în alertă maximă. Zic, dar dacă vine un duh de boală peste familia ta, sună alarma? Și-o zis, nu. Bă, dar cum, mă? Așa alarmă performantă să nu se declanșeze când vine un duh de boală? Te culci seara sănătos și dimineața vezi că soția nu se mai ridică din pat. Nu sună alarma? Nu. De ce? Dacă nu păzește Domnul, frați și surori. Poți să-ți pui sisteme de alarmă, poți să-ți pui navigator la bord, poți să-ți pui ce vrei tu. Când păzește Dumnezeu, să știți, Dumnezeu păzește bine, mărit să fie Domnul. De multe ori mă luăm pe propria răspundere și spunem așa, cum a spus un frate odată din județul Bihor, el stătea undeva pe un deal acolo și poate mai sunt și aici tătici care
vor să facă pe abonele și rămân după masă acasă, dar nu cu scop bun. Mai e câte un televizor, mai e câte un meci, bărbații sunt general, sunt mulți, sunt microbiști, sper să nu pătrunzi Duhul ăla și la nădlac în biserică, Dumnezeu să-l mustre dacă o pătrunzi. Și bărbatul acesta a zis către soție, măi, noi stăm aici izolați, noi stăm aici pe vârful dealului aici și totdeauna plecăm la casa Domnului, nu prea avem încuietori de treabă, cât au fost săraci, nu a fost problemă, că dacă vine hoțul, n-avea ce să furie. Ce aveau ei pe acolo, el avea de aruncat. Dar în momentul când o prins puțin cheag, știți cum Dumnezeu ne binecuvântează și apoi ne uităm și o zic, măi, uite, asta m-ar fi, dacă vine hoții, n-avem încuietor și eu rămân acasă, zis fratele. La care sora pocăită o zis, măi, omule, dai la casa Domnului, lasă că noi totdeauna am lăsat descuiat, ne-am pus pe genunchi și ne-a rugat Domnului și nu ne-a lipsit un pai de aici. Da, femeie, dar știi cum e acum? Și-a rămas el acasă. Acum nu a spus tot ce a făcut. Și ce a spus, a spus așa cu regret. Și nu vă spun dumneavoastră. Dar la un moment dat o adormit. O adormit și când vine somnul ăla de la Domnul îngăduit, o adormit buștean. O venit hoții cu o camionetă. Și pentru că era undeva afară din sat și era și ceață, o tras acolo lângă gard și o golită, știi cu ce a rămas? Cu țolul de sub el și cu pierna de sub cap. Restul nu i-o mai lăsa nimic. Și când s-a trezit, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, au venit copiii cu sora de la adunare și au zis, măi bărbate, dar ce ai făcut? Dacă nu păzește Domnul, degeaba veghează cei ce păzesc. Acum nu înseamnă să ne aruncăm așa înaintea destinului și să spunem, lasă Domnule că mă păzește, mergi cu 250 la oră pe autostradă că te păzește Domnul, te păzește, te păzește, dar să fii cu minte, trebuie să păzești și tu legile. Acum nu suntem noi din aia cu 5 km plus sau minus, dar nici așa să-L provoci pe Dumnezeu. Nu te păzește Dumnezeu să te arunci tu undeva într-un râu, nici nu știi să noți și tu te arunci acolo că te păzește Dumnezeu. Trebuie să fim înțelepți, să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, dar să știți că dacă Dumnezeu păzește ceva, rămâne păzit, mărit să fie în numele Domnului. M-a rugat Domnul întotdeauna ca Domnul să-mi păzească locuința. Vreau să vă mărturisesc ceva, am căzut și eu în plasa lor ăștia curioșii. Curiozitatea împinge pe oameni la lucruri care nu-s după voia Domnului. Și era după Revoluție, exact în timpul după Revoluție, imediat atunci, în ianuarie, și la noi acolo aveam o vecină care a venit la noi și ne-a chemat și a zis, măi, veniți să vedeți cum l-a judecat pe Ceaușescu. La care primul meu instinct a fost să nu mă duc, dar după aceea, curiozitatea, zic, mă întreabă colegii, băi, ai văzut? N-am văzut. Dar de ce n-ai văzut? N-am televizor. Bă, dar înapoiat mă ești. Că aici vine diavolul, aici ne prinde, nu? Mă, ai Facebook, ai pe internet, ai Messenger, socializezi, vorbești, nu, dar de ce? N-am. M-am dus acum cu o fată de-a mea la bancă și i-o cerut să-i dea adresă de e-mail, să-i dea, n-am. Să uita aia, dar n-ai internet, n-am. N-ai aia, n-am. Să uita aia de la bancă și ăștia, de pe ce planetă or fi căzut? Și ca să nu fiu așa cumva și eu rămas în urmă, că am vorbit cu o soră din Arad și a început să-mi spună știrile de la ProTV. Și am zis, băi, dar ți-ai luat televizor? Nu pe telefon, frate. Mă uit, dar numai la vreme și ce se mai întâmplă prin Siria și cât sirieni au venit în țară și asta, dar folosesc la ceva? O, dar să fiu la curent și eu, că nu-mi place când mă întreabă vecinii să nu știu nimica. Și am căzut și noi în plasă și mergeam cu soția, nu era decât a doua casă. Să mergem acolo. Și când am ajuns la prima casă, la colț, acolo stă socrii mei, am auzit dintr-o dată vocea Domnului. Și o zis, de câte ori ai plecat undeva și m-ai lăsat să-ți păzești familia ta, am păzit-o sau nu? Și m-am oprit și am început să întreb în genunchi. Și da, Doamne, mi-ai păzit-o. Da, acum, dacă tu te duci să stai la televizor, eu să-ți păzești familia. Și zic, că-tă soția, ai înapoi. Ai înapoi că-i bai. Dar ce-i bai? I-i bai, ai înapoi. De multe ori, frați și surori, ca Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să păzească familiile noastre, Dumnezeu să păzească cetatea Nădlac, este nevoie ca oamenii să fie ascultători de Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Nu ieșim din standardele lui Dumnezeu, nu ieșim de unde nu intră Dumnezeu, nu intrăm nici noi. N-ai observat dacă cumva ai rămas vreodată fără chibritul în casă, să spunem așa, și te duci undeva și intri la un butic de ăsta de noapte, acolo scâțăva bețivani, și intri tu acolo, pocăiți, și unul de acolo strigă, bă, pocăitule, tu ce cauți aici? Ce cauți aici? Bă, și am venit să iau chibrituri, nu iau altceva, chibrituri, n-am chibrituri, s-a prins focul. Bă, dar tu n-ai ce căuta aici? Știi cum e închis gura?
Păi taci-mă din gură, tu nu te vezi în ce hal ești. Tu vorbești cu mine. Atunci el închide gura, dar Dumnezeu nu te mai trezește altă dată. Te lasă să mai intri și tăti, intri și tăti, intri. Și vă spuneam altă dată că poți să fie un cort care se întinde până la marginea Sodomei. În locurile interzise de Dumnezeu, vreau să vă spun, Dumnezeu nu vă păzește. Un tânăr odată, o zis că un frate păstor, o zis, frate păstor, uite, trebuie să mă duc la o căsătorie, o căsătorie din lume. Am niște verișori, am copilării cu ei. Eu sunt singur din familie care m-am întors la Dumnezeu și neapărat trebuie să mă duc, că mă judecă familie și pe mine m-a judecat. Eu am fost primul din neamul nostru care m-am întors la Dumnezeu. M-au făcut în toate felurile. Ori făcut-o pe nevastă mea în toate felurile, dar la urmă ori venit în casa noastră și ori stat jos pe podea, când au auzit toți copiii cum cântau la instrumente și cum slăveau pe Dumnezeu, ori plâns până ori rudat jos și au spus, eu nu știu ce-ți mai trebuie ție raiul, că raiul tău e aici. Și am zis, mătușa, nu știi tu cum e în rai. În rai e numai bucurie și pace și bucurie în Duhul Sfânt, slăvit să fie Dumnezeu, aici mai avem și necazuri. Dar tânărul acesta și-a cerut permisiunea și a zis, frate, dar lasă-mă, zice, să mă duc, că uite, îți promit că nu beau, nu joc, nu nimic, că numai mă duc să fiu și eu prezent, că toate neamurile mă judecă. Fratele a zis, bă, nu te duce, că acolo Dumnezeu nu merge cu tine. Ba, zice, frate, că eu mă rog și postez o zi și îți promit că o să mă întorc teafăr. Bine, na. Cum i-a zis Elisei la Naaman, du-te în pace. S-a dus tânărul acolo, într-adevăr s-a așezat la masă într-un colț, a spus că el nu servește băutură, nu servește nimic. Dar au stat acolo. La un moment dat, oamenii din lume s-au încălzit. Ori consumat și ori consumat, apoi altul se strâmba, altul, el neobișnuit cu fenomenul, s-a uitat acolo și a început să râdă. Când a văzut că unul se bălâmbănește, când a văzut că unul urlă, că unul face nu știu ce, a început să râdă. Și unul din ăsta, mai trează un pic, care era numai afumat un pic, l-a văzut. S-a dus la el și a zis, dar ce, băi, tu te râzi de mine? Păi zice, nu, domnule, zice, dar mi se pare amuzant, da? Ia de aici ca să se pară și mai amuzant. Și eu dat-o un pumn, eu făcut un ochi atâta. A doua zi cu Batista la ochi, vine frate, păstor, uitați ce am pățit. Ce ai pățit, mă? Păi mi-a dat unul așa un pumn, mi-a dat, m-am dus cu capul de perete. Mă doare și capul și ochiul. Mă, ți-am zis să nu te duci acolo? Ca să te păzească Dumnezeu, trebuie să rămâi în hotarele lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Trebuie să rămâi la umbra aripilor lui și apoi, mai departe, spune cuvântul Domnului, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui le dă pâine ca în somn, nu în somn, nu în somn, nu cum câte unul spunea către mine și spunea, frate Costică, nu știu ce să fac, trebuie să te rogi pentru mine, dar de ce mă? Și n-am somn noaptea, dar cum? Păi zice, dă-te noapte mă vârpălești și pe o parte și pe alta, mă, tu ești din Scriptură, scrie acolo despre tine cum să învârte, ce? Ușa din țâțâni, așa se învârte leneșul în culcușul lui. Tu ce lucrezi? Păi, nu prea lucrez, așa mai spicu și eu, mă mai duc printr-o grădină, mă, omule, câți copii ai? Păi am, păi mă, omule, tu trebuie să lucrezi, eu vreau să spun ceva, eu dorm numai 5 ore pe noapte, dar pe partea care m-am pus, pe aia mă trezesc. N-am timp să mă mai învârt de pe o parte pe alta. Prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Nu te surprinde Dumnezeu? Vreau să vă fac pe scurt o mărturisire și să vă spun că la început, când noi eram tineri, au început copiii să vină, aveam datorii, aveam probleme, casă în construcție, noaptea înveleam, aveam doi copii și înveleam cu nailoane pentru că ploua din tavan și dimineața trebuia să luăm nailoanele deoparte să vedem care i-a udat de sus, care s-a udat el și să-i schimbăm și eram foarte necăjiți. Și am mers cu fratele Toderaș undeva în Bucovina și acolo la un vas de lucru Dumnezeu i-a vorbit la fratele, dar exact la subiect și știam luptele lui, știam problemele lui și am zis, am pus capul în jos și în gând am spus, Doamne, dacă ești aici și ești prezent, vorbește-mi și mie, tot așa o să fie până la capăt. Vreau să vă spun că Dumnezeu m-a vorbit și a zis așa, bărbatule, care te trudești așa cum se trudesc, cum s-au trudit ucenicii mei toată noaptea și n-au prins nimic, vine vremea care dacă mă vei asculta, vei trece și vei fi un luptător adevărului și vei lupta pentru adevăr și mă vei sluji cu scumpătate, am să te binecuvântez de te vei mira tu și cei din jur. Te vine o vreme, și o zis Duhul Sfânt așa, când te vei face numai că lucrezi și binecuvântările vor curge din toate părțile și te vei mira tu și cei din jur și vei spune cum și vor zice ei cum. Și va zice Domnul, așa binecuvântez eu pe cei care mă ascultă. Vreau să vă spun că am mers de acolo 6 km până la Vicov și mergeam pe jos
Era zăpadă, era zăpadă mare, aveam 24-25 de ani. Fratele tot era și om mai în vârstă, cu experiență. M-a văzut că tot parcă vorbeam singur și îmi dă una așa peste cap. Zic, ce ai mai de tot bombătești ca o babă? Zic, fratele tot era și cum îți imaginezi tu? Zic, eu am, pentru că mă pocăisem, mă dăduse comuniștii la munca de jos, neobișnuite pălmuțele mele cu așfel de lucru, eram beșici în palmă. Și zic, cum îți imaginezi dumneata că uite aici, palmele sunt toate beșiți și n-am nimica. De el mă îndă una în căciulă. Zice, bă, crede-l pe Dumnezeu pe cuvânt. Zic, frate, îl cred, dar cum adică să mă fac că lucrez și binecuvântările să curgă? Zic, el poate să facă lucrul acesta. M-am dus la lucru înapoi, i-am spus la soție o veste bună, zic, dragă, să știi că răsare soarele și pe strada noastră. Ne-a promis Dumnezeu. De ea zice, da, dar trebuie să facem noi ce trebuie. Și m-am smerit înaintea Domnului și am zis, mă pocăiesc în sac și cenușă, dar vreau să văd ceva, cât de cât, o lumină, o îndurare. Pentru că mă puneau la lucrurile cele mai de jos, cele mai rău plătite, mă trimiteau pe șantiere în 7 județe, aveam mari probleme cu ei și mai ales cu secretarul de partid din vremea aceea, că spunea că am ieșit din tabăra lor și i-am părăsit și acum mă pedepseau. Și o trecut luna februarie, martie, aprilie și eram în 5 mai, țin minte cât trăiesc. Și acolo, în 5 mai, parcă n-am mai putut să mai rabd, m-am dus într-un birou, am luat un telefon, l-am sunat pe secretarul de partid și am zis, domnul Vasiu, dumneata, crezi că firma asta e a dumitale? La care șeful meu îmi făcea să-mi taci mă că te leagă, să mă lege. Să mă lege, zic așa, să v-am plinit prorocia. O să mă lege, o să mă bage la închisoare, domnul va îngriji de familie, eu mă voi face acolo că lucrez și așa să v-am plinit. Câteodată noi încercăm să-L ajutăm pe Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie ajutat. El este suveran, mărit să fie Domnul peste toate orânduirile pământești, este suveran Dumnezeu. Și vreau să vă spun că el zice, da, domnule, dar dumneata ai spus că te încrezi în cineva mai sus, să se dea de sus și m-a luat așa peste picior. La care am început din nou să un pic de ceartă cu el, am închis telefonul și am ieșit afară. Afară Dumnezeu pregătise izbăvirea, că a văzut că nu mai puteam, am ajuns la capăt răbdării, nu mai puteam să mai rab. Venit un om de la regională, un om foarte suspus, un om foarte respectat în toată regională, în 7 județe, și venise acolo și venise la afară și spusese la cei de afară, zice, domne, n-aveți aici un băiat, dar un băiat de treabă, să nu beie, să nu fumeze, să nu fure și să nu umble după femei, că, zice, am o secretară tânără. La care ăștia de acolo au zis, dar nu avem, domnul Ionel, nu avem așa ceva, pentru că la care n-are o damblă, o are pe alta. Dar câți sunteți aici salariați? Păi 200 și vreo 6. Și n-aveți un om aici? Păi avem, dar v-am spus, care n-are una, n-are alta. Mergeți la mănăstire, luați un călugăr de acolo, că aici nu găsiți așa ceva. La care omul dezamăgit o da să plece, dar unul zice, mă, fratele, așa îmi ziceau. Mă bajocoreau și eu totdeauna spuneam, domnul să vă facă frate cu mine. Tot așa, și s-o mai pocăi câțiva după aceea. Dar omul acesta zice, aduceți-l aici, nu-i spuneți nimic, aduceți-l să mă uit la el. Și m-a adus. Acum eu când l-am văzut prima dată, vreau să vă spun că m-a pătruț un fior așa și am zis, când a venit securitatea așa de repede după mine? Că acum mai avem haine, că mergi cu 10 lei, ți-ai costum la noi în piață la Recaș. Dar atunci el era îmbrăcat cu un costum cu dungi așa, cravata cu dungi invers, agrafă de aur la cravată, ochelari cu ramă de aur, pantofi din aia cu toc așa, și s-a uitat la mine așa și eu la el. Acum de la un moment dat am vrut să întind mâine, dar pune-mi cătușele și du-mă odată și dă-mi pace. La care el se uită la ăștia zâmbind, zice, e bun, de astăzi vei lucra cu mine, vii cu mine. M-a dus la birou, vreau să vă spun, mi-a prezentat sarcine de servici și am de făcut. Și acum i-am spus, eu lucram foarte rapid și eram foarte operativ, că aveam acasă copii mici, aveam casă în construcție, aveam 2 vaci, aveam porci, aveam gospodărie și era nevoie, soția era tot copii mici și era nevoie să ajung repede acasă. Și el s-a mirat cât de operativ și a zis, dar ce, ai gătat, zice, azi? Ce ți-am dat? Da, tot. Zic, domne, zic, știi cum facem? Eu am nevoie să ajung repede acasă. Mi-a dat și mașină de servici, nu mai stăteam la ocazie, mergeam cu mașina și mă lăsa pe la 11, 12, 1, cel târziu mergeam acasă. Acum m-am zis așa, când se trage linia la sfârșitul lunii. Acum, dacă până acum câștigam 1700 de lei și nu mi-ajungea de la o plată la alta, ce o să mă fac acum la 6 ore, la 4 ore cât lucram, o să-mi dea poate numai 1000 și degeaba nu se întâmplă nimic. Când a venit statul de plată la sfârșitul lunii, 4700 de lei. Mă uit acolo și
La el zice, ce, nu-ți convine salarul? Zic, nu cumva mi l-ai dat pe adumitale? Nu mă zice, eu am mai mult, liniștește-te. Zice, o să primești și mai mult. Dacă dovedești că ești băiatul care cred eu, o să primești și mai mult. Nu-i bine? E foarte bine, zic. Și am înțeles că Dumnezeu a început să lucreze. Vreau să vă spun că directorul regional din vremea aceea avea 7.000 și ceva de lei salariu și eu am ajuns și la 10.000. De ce? Pentru că așa a promis Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Mă făceam că lucrez. Frați și surori, credeți în Dumnezeu și credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu o să muriți de foame, poate nici nu o să deveniți nu știu ce oameni de afaceri prosperi, nu o să deveniți nu știu ce patroni mari și directori, că noi după Revoluție toți am visat așa, nu? Că toți să fim o nație de directori și de patroni și slugi o să fie în afară. Ei, cam invers. Dar vreau să vă spun ceva, Domnul va purta de grijă la ai săi, mărit să fie Domnul, și Dumnezeu are puterea să dea pâinea ca în somn. Și mai departe spune cuvântul Domnului, iată, fie sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecilor este o răsplată dată de El. Aici sunt două noțiuni diferite. Fie sunt o moștenire de la Domnul și rodul pântecilor este o răsplată. Cine primește răsplată? La școală cine primește răsplată? Cei care sunt găsiți vrednici, nu-i așa? Dar știți cum dă Domnul răsplată? Știți cum dă Domnul răsplătirile? Nu le dă așa. Spunea cineva, dacă la o familie proaspăt căsătorită, astăzi la noi în biserică am avut căsătorie, și dacă la o familie căsătorită astăzi, mâine ar veni salvarea la poartă, pe care scrie 112 de la leagănul de copii și le-ar aduce 10 copii. Cred că spune eu și uite, ăștia sunt moștenirea voastră de la Domnul. Cred că ei ar lua prin fundul grădinii, ar sări gardul și s-ar tăduce, nu-i așa? Cum 10 copii dintr-o dată? Dar știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu ne califică la locul de muncă, mărit să fie numele Domnului. Și cum te găsește vrednic, îți mai dă numai tu să-i primești. Aici e o altă problemă. Și din păcate o pătruns Duhul ăsta în adunări, în biserică, nu. Biserica Domnului se teme de Domnul și respectă deciziile și respectă proiectul. Oamenii care sunt devotați lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu și chiar cu prețul vieții, cu prețul sănătății. Vreau să vă spun de câte ori mergea soția mea la maternitate, de atâtea ori îi spunea medicii, Doamne, o să mori aici pe masă. Doamne, o să mori aici pe masă și ne bagi în pușcărie, nu mai naște copii. La care soția spunea, Doamne, eu dacă mor, direct la Domnul mă duc. Că mor la datorie, nu? Soldații care mureau la datorie, unde plecau, erau cinstiți ca eroi ai neamului, sunt scriși pe monumentele astea din localități și sunt cinstiți de oameni, dar vreau să vă spun că cei care mor la locul de luptă în timpul exerciției funcțiunii Dumnezeu îi binecuvântează, mărit să fie numele Domnului. Dar ia că tăie aici, mi-au spus, când ne-am căsătorit, nu era pocăiți pe stradă la noi, știi ce au zis oamenii? Au zis, auzi, trebuie să încuiem de acum ușile, trebuie să legăm porțile, trebuie să punem țăpuși la garduri și sunt măghimpate. Că ăștia or să sară peste gard la noi, o să ne ia pâine din dulap, că nu o să aibă ce să le dea de mâncare. Vreau să vă spun că eu nu sunt așa, nu prea plâng, nici numai când simt pe Domnul, nici când mă bate cineva nu plâng. Dar când simt pe Domnul plâng și atunci m-am tras deoparte și am zis, Doamne Dumnezeule, auzi, nu lăsa să se întâmple asta. Lasă-i să pună țăpuși la garduri, lasă să pună sârmă ghimpată, că eu nu pun. Dar îngăduie să vină ei la mine. Și conform Scripturii care spune că vezi da cu împrumut, dar nu veți lua. Dumnezeu care e suveran, mărit să fie Domnul, i-a făcut pe oamenii aceștia care aveau un singur copil și aveau două salarii în casă. I-a făcut să vină la mine la poartă. Dă-mi 50 de lei, dă-mi o cană de zahăr, dă-mi un litru de lapte că-ți dau banii, nu ni mai da, dă-ne din grădină câteva cepe, dă-ne mărar, că erau bălăriile. La mine copiii de 3 ani stăteau și plângeau și pliveau la straturi a lor la 13 ani cu țigara în gură pe stradă. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu este Cel care ne apără, pricina mărit să fie numele Domnului. Vreau să vă spun că în ceea ce privește numărul de copii, e de adevărat, este foarte mare controversă. Însuși între cei care spun că sunt credincioși, se tem de Dumnezeu și acolo sunt discuții. Dar vă spuneam la început că proiectul este la El. Știți că Dumnezeu are scris pentru fiecare familie câți copii trebuie să aibă? Vă dau un exemplu biblic. Avram se ruga pentru ca să vină Isaac pe lume. Și stăruia înaintea Domnului și spunea, și la un moment dat a văzut că nu mai vine, și ce-a zis? Să trăiască Ismael înaintea ta.
Și vreau să vă citesc din Scriptură răspunsul Domnului și ce a spus în Genesa. Spune cuvântul Domnului aici, Dumnezeu îi răspunde lui Avram, Genesa 17 cu 20. Și spune, dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească și îl voi mulți nespus de mult. 12 voi voți va naște și voi face din el un neam mare. Ați auzit? Ismael nu era căsătorit și Dumnezeu avea proiectul deja. Știa că va naște 12 băieți care vor fi voivozi și îl va face un neam mare. Isaia, în Ieremia, spune cuvântul Domnului în Ieremia 1 cu 5, spune cuvântul Domnului acolo, înainte de a te naște, înainte de a fi întocmit un pântecele mamei tale, te cunoșteam și te punesem deoparte să fii proroc al neamurilor. Dumnezeu are planul lui. Și vreau să vă spun că sunt atâția oameni care încurcă planurile Domnului, chiar dintre slujitori, așa cum ucenicii odinioară îi certa pe mamele care aduceau copiii la Iisus, sunt slujitori astăzi care îndrăznesc să ridice împotriva adevărului și să vorbească neadevărul. Domnul să păzească biserica de aici de astfel de învățători. Planul să rămână la Dumnezeu. Și noi ne-am frământat și cred că v-am mai povestit și vreau să vă mai spun și imediat mă apropii de încheiere, că se termină timpul de părtășie, oamenii devin neliniștiți, poate aveți probleme pe acasă. Vreau să vă spun, eu nu mă grăbesc ca întotdeauna, dar din respect pentru frații care vor să meargă acasă, poate mai sunt surori sau frați care au de credincioși în familie, să nu fie ispitiți, vreau să mă apropii de încheiere, dar vreau să vă spun ceva. Și noi ne-am gândit și am zis, oare câți copii o să avem? Și soția, într-o seară, mi-a zis, ce știi câți copii o să avem noi? Și am zis, câți? Și zice, 24. La care eu m-am uitat așa calm la ea, zis, nu sunt așa mulți. Dar ea s-a uitat iar la mine și din privire am înțeles că dacă îi naște tu, nu, n-ar fi mulți, dar trebuie să îi nasc eu. Și am zis, măi dragă, liniștește că spun eu câți o să avem. Zic, cum ai ajuns la cifra asta? Păi ne-am gândit că suntem de tineri, cât de des vin copiii, cât de periodic, până la ce vârstă pot să am eu copii și m-a dat 24. Zic, spun eu câți o să avem, câți o să vrea Domnul, niciunul în plus și niciunul în minus. El hotărăște. La care ea nu prea a făcut răspunsul, dar ne-a înculcat și când s-a trezit, o redeschis subiectul. Și zice, știi câți copii o să avem? Zic, câți? Zice, 14 sau 15. Mă zic, ce bine că... Dar ce s-a întâmplat? Și am visat un vis. De aseară s-a mai redus cu 10. Dacă mai visez o dată, e perfect. La care ea zice, nu, gata, atât. Păi cum? Am visat azi noapte că a venit o ființă la mine și mi-a adus o gâscă cu 14 buboci, toți albi, frumoși, știam că-s 14. Și când m-am uitat sub ea, mai era un ou, dar era turtit, nu m-am mișcat puiul în el, l-am luat să resurcitez, să suflu acolo, să decojesc și m-am trezit cu el în mână, nu mai știu că o scăpa sau nu. Vreau să vă spun că așa ne-a dat Domnul. Că da 14 copii care au născut normal și ouă turtit, v-o cântat în seara asta la acordeon. E adevărat, e foarte bolnavă, e cu febră. Așa, dar au avut dorința să vină, că au vorbit fratele Marius cu ea și zice, am promis la fratele Marius și trebuie să mă duc. Dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu este stăpân și suveran, mărit să fie Domnul. Și apoi, frați și surori, după aceea spune Biblia că mai ferice de cineva, de cine și umple tolba de săgeți. La alții tolba e așa de mică, de cu trei săgeți deja e plină. Două săgeți și s-a umplut tolba. Nu știu ce bagă pe lângă ele ca să nu bălângăne în tobă, că un războinic care aleargă cu două săgeți în tobă riscă să-și scoată ochii sau să-i dea lui ălaltul în ochi, tot afară sar. Dacă are-i tixit acolo una lângă alta, știi ce se întâmplă? Săgețile care stau una lângă alta, știi ce fac? Cresc drepte și rămân drepte. Așa-i? Ați văzut copiii din familii numeroase care sunt oameni liniștiți, oameni la locul lor, oameni care muncesc, muncitori, realizați, credincioși, și rămân lângă Dumnezeu. La noi era o soră acolo care s-a pocăit, a fost poștăriță în sat și la 60 ceva de ani a ieșit la pensie și s-a pocăit. Și acolo a început o discuție, vecinii mei, mărioară, dar de ce te-ai dus tu la pocăiți? De ce te-ai dus tu la ăștia? Că ăștia, uite, oameni reduși, uite câți copii au. Dar ei aveau un singur copil care le-a furat toporul, deci i-a luat toporul de la trunchi și l-a dat pe băutură. I-a luat pantofii lui tatăl și cămașa lui bunicul său din dulap și i-a dat pe băutură. La care sora noastră nu știa prea multe, dar au zis, auzi băi, pocăiții au câte 10-15 copii și toți sunt cuminți și sănătoși și frumoși. Voi aveți unul și ăla într-o ureche, că vă fură tăi din casă. Și le-a închis gura.
săgețile ca să fie, nu am timp să vorbesc acum despre prelucrarea lor, dar vreau să vă spun ceva, frați și surori, și cu referire și la tineri. Să știți că Dumnezeu la început a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, așa au zis? Eram cu fratele Todiraș într-o biserică și fratele Todiraș zice, azi vreau să dau două mari deslegări. Și m-am gândit ce-o fi pățit bătrânul, mă uitam la el de pe scaun, de dă el deslegări, că nu prea face din astea. Și când am mai auzit ce dezlegări vrea să deie, am vrut să sun la 112. O zis, vreau să spun ca femeile de astăzi să nu mai nască copii, surorile. Zic, asta e grav. Și mai vreau să spun ceva, că au dreptul să meargă și să vină și în adunare și pe stradă, fără baticuri pe cap. Zic, acum chiar că o pățit ceva. La care face o pauză și spune, când va fi pământul plin, om lângă om, și nu ori mai încapea pe el, surorile să nu mai nască. Și când nu ori mai fi îngeri, când toți îngerii au murit din cer, să nu mai umble cu batic pe cap. Și atunci mi-a revenit. Că asta nu s-a întâmplat niciodată. Că așa o rânduit Dumnezeu, frați și surori. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ați înțeles ideea? Acum sunt atâtea metode, n-am timp să vorbesc despre ele, dar vă spun ca slujitor responsabil al lui Dumnezeu, la cei tineri, și apoi mă refer și la cei bătrâni, dar la familiile tinere, orice metodă folosită împotriva nașterii de copii este păcat. Și pot să vă dau exemple din Scriptură la curioși și la cei care nu sunteți lămuriți, vă stau la dispoziție, nu plec acasă în seara asta, stau la voi și vă lămuresc. Nu cu alt scop, decât cu scopul să fiți niște oameni ai adevărului. De la abstinență până la avort, tot este păcat. Pentru că te opui planurile lui Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu stă de vorbă cu Iov și spune, cine e nebunul care vrea să-mi întunece planurile, să iasă să stăm de vorbă. Și Dumnezeu să binecuvânteze biserica de aici. Mă rog așa de mult, Dumnezeu să binecuvânteze familia fratelui Marius și a sorei Elisabeta. Să le dea biruință în continuare. E foarte greu, e adevărat. Am o noră, are 5 cezariene. Și la a 5-a cezariană, când a mers copilul și a 5-a naștere, când a rămas nora însărcinată, a mers copilul acolo și doctorul l-a făcut, nu pot să reproduc. În tot felul l-a făcut, o zghește un animal, l-a făcut în tot felul, l-a scos afară, a dus-o pe ea la consult și când a fost să prezinte acolo la profesorul maternității, la doctorul Munteanu, domnul doctor, uitați aici, o mamă tânără, vă dați seama, a 5-a cezarean, la care să vedeți cum apără Dumnezeu pricina copiilor lui. Profesorul acesta, care e foarte respectat și toți stau în poziție de drept în fața lui, și-o zice, dar ce te miri? Zice, mama lui Kennedy a avut 8 cezariene. Zice, măi fătucă, până el are 82 de ani, profesorul. O zice, până la 8-a cezareană eu îți fac. După aceea mai vedem. Stai liniștită. Și ăsta o lăsa capul în jos, cine nu-i profesionist să-și vadă de alte treburi. Și Dumnezeu apără pricina copiilor lui. Eram în Germania în 1999, aveam 11 copii, am făcut o întindere musculară și obligatoriu m-a luat de la firmă și m-a dus la medic. Și când m-a dus acolo, patroana care a venit cu mine, pentru că nu puteam să vorbesc cursiv germană și nu puteam să mă înțeleg cu doctorul, a venit cu mine să traducă, a început să râdă de mine. Și doctorul mă dezbrăcase acolo, slăbisem vreo 14 kg și spunea, dar ce sport ai făcut? Mă tot examina el acolo, zice, lasă-mă, domne, cu sportul, zic, arbeit, asta e sportul care l-am făcut. Dar zice, dar știți că omul acesta, zice, are 11 copii? Și a început să râdă, dar un râs din ăla așa, de femeie din aia de șânțată. La care doctorul serios ia ochelare de pe ochi, se uită la ea și ce găsiți amuzant în asta? Și bunica mea și-a avut 17 copii, înseamnă că eu trebuie să râd de ea? Vedeți cum ne apără Dumnezeu pricina? Măriți să fie numele Domnului și Dumnezeu să apere pricina aleșilor Lui. Dumnezeu să dea biruință bisericii de aici, frați și surori, să nu vă temeți că veți muri de foame. Mie mi-au spus că o să mănânce copiii urechile, uitați-le să aici întregi, nici nimeni care o fermătură nu-i lua din ele. O spus că o să sară gardurile alte, o sărit alții gardul la noi. Ori spus că ori să ajungă și nu o să aibă unui lăcuit. Vreau să vă spun ca om, și eu odată am căzut așa, a venit o îngrijorare peste mine, am văzut că cel mai mare deja avea 18 ani și aveam 11 copii la școală, nevastă mi-a tăiat 3 franzele din alea mari și punea numai sandwich-uri dimineața. Și cheltuială și cheltuială și m-am gândit, Doamne, eu îi cresc acum, eu îmi fac datoria, dar
mai departe ce o să fie? Un semn de întrebare. Și-a trimis Dumnezeu un proroc în casă la mine și-a zis, bărbatule, care se vede la tine un semn de îngrijorare cu privire la odrasele care ți le-am dăruit. Dacă vei rămânea un om al adevărului și te vei lupta în continuare pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, îți promit eu, Domnul, că niciunul nu va rămâne prin afara binecuvântării. N-am să-i binecuvântez pe toți la fel, dar niciunul nu va rămâne în afară. Și eu m-am degrevat de o mare responsabilitate, bine, nu m-am culcat și am zis, Doamne, dacă Tu ai promis, de acum gata, nu mai fac nimica, slavă Domnului, dar Dumnezeu văd rând pe rând cum le poartă de grijă, am 6 căsătoriți, am 10, cred că, botezați cu Duhul Sfânt, am 15 nepoți și generația merge în continuare, Dumnezeu i-a îngăduit să vină pe lume sănătoși și sunt bine, măriți să fie în numele Domnului. Doresc din toată inima Dumnezeu să încurajeze mamele, deci eu știu că e foarte greu, fratele Todiraș spunea și spunea în felul următor că el n-ar avea pretenții de la Domnul decât să-i dea Domnul răsplata unei mame cu 10 copii care au crescut pentru Domnul. Și vă mai spun ceva și cu asta chiar că închei, noi ne-am încuscrit acum că așa, cine se asamănă să adună, nu? Am o cuscră care are 16 copii și am una care are 17 copii. Vă dați seama ce neam mare am devenit dintr-o dată. Dar sora aceasta, Leana Gligor se numește, unul din copiii ei s-au căsătorit astăzi. Sora aceasta purta foarte greu sarcinile și vreau să vă spun că atâta era de rău de la început și până năștea. Și când era cu copil mic, când era însărcinată, tot timpul nu se termina lucrul acesta în casa ei. Și odată o plâns înaintea Domnului că acum surorile au pampers, știi ce a zis nevastă-mea acum? Și acum să avem noi copii. Stai liniștită că vin nepoții și nu o să șomezi. Pampersuri, mașini, 2 mașini de spălat automate, apă în casă, mergea cu găleata care era de la fântână și greu, foarte greu, foarte greu vreau să vă spun. Dar sora aceasta a spălat un morman de scutece și le-a împăturat, s-a uscat, le-a împăturat și a plâns cu capul pe ele într-o zi. Și a zis, Doamne, ce se va alege de mântuirea mea? Eu în misiune nu pot să mă duc. Cum ați văzut că sunt fel și fel de formații, am auzit fel și fel de cercetări deosebite. M-a cercetat Domnul, zice câte una, dar acolo spune în cuvântul Domnului, când a cercetat Domnul pe Ana, nevasta lui Elcana, ce-a făcut? I-a mai dat 5 copii. Din astea cercetări nu vor surorile noastre. Numai cercetări din astea, pe undeva, prin Israel, să pozim pe o barcă, cum să leagănă și cântăm, e foarte bun. Oamenii aceștia să leagănă în iluzii care nu vor duce la nimic bun. Dar sora aceasta o plâns și o zis, ce se va alege de mine, Doamne? Eu nu pot să postez, nu pot să mă rog de ajuns. Când am copil mic, câte 3 biberoane odată erau noaptea, câte 3 sticle să le spele, să le pună lapte, mormane de scutece spălate. Și o zis, ce se va alege de mântuirea mea? Vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea mamelor, slăvit să fie Domnul. O trimis un proroc de la 250 de kilometri pe fratele Gheorghe Negrea, l-a trimis din Areșeni și a venit în biserică la noi și o zis în felul următor. Vreau să ajung și am o trimitere într-o familie cu 9 copii și numai ei aveau 9 copii atunci. Dumnezeu are un mesaj pentru ei și s-a dus acolo și a zis, sora Leana, te-am văzut într-o zi. Ai plâns cu capul pe un morman de scutece și ai zis, Doamne, ce se va alege de mântuirea mea? Că eu nu pot să postesc, nu pot să merg în misiune, eu nu pot să mă rog de ajuns, nu pot să stau în adunare de ajuns, când sunt copiii, trebuie să merg cu ei acasă și tot așa. Și e descris exact ce-o vorbit. Dintr-o dată, zice, s-a luminat camera în care erai, s-a coborât un sol din partea Domnului, a luat scutecele acelea pe brațe, le-a ridicat către cer și a zis, Tată, pentru că le spal o singură dată și le împătură, care-i răsplata? Și de sus s-a auzit o voce, pentru că le spal o singură dată și le împătură, răsplata este cât 10 zile de post. Ați auzit cum măsoară Dumnezeu? La care fratele bucuros zice, de acum le spăl eu. Nu, tu ești cu spălatul, tu ești cu postitul, nu cu spălatul. Treaba sorii, asta pentru sora e valabilă. Acum dacă ajută și frații, foarte bine. Dar zi, fiecare cu treaba lui. Vreau să vă spun că am spus lucrul acesta în Viena, într-o biserică, la o binecuvântare, la care s-a ridicat cesiu umflat așa și mare, unul mai ceva ca mine. Cu un crăvătoi de la roșu, așa parcă îl văd acum, cu un nod așa mare aici, o lua microfonul și așa făcea. Și fraților, dacă spălăm cu mașina de spălat, nu ne pierdem spălată. Că știți care a fost reacția surorilor? Nevastă mea avea vreo 5 copii atunci și o zis,
Am vrut să iau o mașină din aia de spălat Alba Lux, din aia care știu surorile mai în vârstă, te-ai lângă ea în picioare toată ziua. Și tămuiai acolo și te scoteai din ea. Că numai atât dacă nu plecai cu mâna, dar restul, toate operațiunile făceai aproape identice. Și am vrut să iau o mașină de spălat și o scând, nu mă, dar dacă îmi pierd răsplata, lasă să spăl cu mâna în continuare. La care ăsta zice, dacă spălăm cu mașina de spălat, nu ne pierde. Dacă nu cântăm, zice, ne pierdem răsplata. Hai să cântăm o cântare, ca și când, lasă că ce-a spus ăsta e egal cu zero. Dar am vrut să mă ridic, că eu nu prea tac, să știți. Nu prea tac, cu riscul de a fi butușit așa pe ușă și de a pleca și nemânca și fără bani de drum, dar spun adevărul. Și am vrut să mă ridic în picioare și să spun, dar în timpul ăsta am auzit la urechea dreaptă vocea Domnului și a spus, lasă-l că mă judec eu cu el. M-a relaxat înapoi pe scaun, am stat liniștit, el și-a spus poezia, ori cântat, am ajuns la gazda care eram. Zic, mă, dar cine-i cocoșul ăla așa umflat care s-a ridicat împotriva adevărului acolo? La care, fratele și frate, ce frică m-a fost că te iei de el, ce frică de n-am mai putut. Că zice, ăla-i ginerile păstorului, conduce și cântările în adunare și sponsorul principal al adunării. Ați auzit cum am ajuns? Sponsorii fac legea, nu păstorii, nu învățătorii, sponsorii. Dacă sponsorul l-ai supărat, îți trage leafa și ai încurcat. Și zic, băi, dar cum de-ai stat așa liniștit? Că te-am văzut că, mă, zic, o să vorbim peste câteva luni. Zice, frate, e puternic, zice, are fabrică, are angajați, are firmă, are fel și fel de binecuvântări și tot așa predică, că binecuvântările Domnului și zic, hai să vezi după câteva luni. Asta a fost în iunie, în martie m-am dus la stăruință și când am ajuns acolo, nu l-am văzut în adunare. Și am întrebat, zic, mă, dar unii prietenul meu că nu l-am văzut? Frate, zice, a ajuns rău. Cum? Zice, frate, știi ce s-a întâmplat? Și nu știu ce a făcut cu banca, au avut ceva datorii, nu știu ce a făcut. I-a luat tot și a rămas zero și cu datorii. Are un microbus vechi și care haine vechi în România și vinde ca să supraviețuiască. Mă zic, dacă mă ridicam eu atunci scăpa cu o mustrare publică, dar așa, mai bine l-am dat pe mâna Domnului și Dumnezeu știe cum să regleze lucrurile. I-am spus, una e să nu trăiești tu adevărul și una să te mai ridici împotriva adevărului și să mai înveți și pe alții. Am foarte multe experiențe cu surori în vârstă care nu și-au văzut de treabă și în loc să meargă, să spele și el un copil, să-l țină în brațe, să încurajeze o mamă, să facă o rugăciune pentru ea, să-i spună, draga mea, o zi de post postez pentru tine ca Domnul să te întărească. Nu mai face, mă, copii, mă, lasă-mă în pace, nu te lua după bărbatul, nu te lua după fanaticii care vin prin adunare. Veți plăti foarte scump dacă faceți lucrurile acestea. Haideți în această zi să luăm o tărâri noi și Domnul să ne ajute să ne pocăim, să ne lăsăm la îndemâna Domnului. Știu că nu vă place, e neplăcut, dar e sănătos, e neplăcut, dar duce în cer, e neplăcut, dar duce la răsplătire și Domnul să lase răsplătirea Lui peste toate mamele de aici și în mod special pentru familia fratelui Marius. Dumnezeu să dea binecuvântare în continuare și să poarte în carul Lui de biruință. Amin.